Denis Șerban în 97, i-am bătut cu pe bordura Dinamo, de la Dinamo, de acolo, Dinamo, a dat gol, s-a bucurat și... L-a schimbat la 2-1 pentru noi pe Denis Șerban și am dat golul 3 prin Ciocoiu sau prin Militar, mai zic. Și el de pe bancă a fugit să se îmbrățișeze cu noi. Și era acea bordură de la, din groapă, Denis Șerban. Și a făcut acea ruptură, și pleca la Marseille. Jumătate după. Marseille venise să la Marseille pe 2 milioane jumate de euro. Era numai și mai era Tapi? Nu mai știu, dar era Tapi, tapi. Păi atunci pleca, deci și erau, în ce an era? În 96-97. Și pe cât pleca atunci? 2,5 milioane de dolari. Pentru vremea aia aia 20 de milioane. Așa, și ce apă, mai zi-mi o dată, deci ce apă ți-ai zis? A alergat după noi. Deci transferul e în oglindă oarecum cu colțiu? Era făcut transferul, chiar seara dinainte de meci în cantonament, știa că pleacă și zice, mâine vreau să joc, să bate pe Dinamo și până a, deci că mă plec în Franța. A, deci era închisă povestea, pleca la Olympique Marseille, la marele club, da, patronat atunci de Bernard Tapi, că Olympique Marseille era uriaș. Dar mai țin ce fotbalist era Denis Șerban? Da. Așa. Și am jucat, pe el l-a schimbat la 2-1, a zis să nu se accidenteze, normal, că pleca a doua zi, na, dominam, îi dominam atunci în perioada aia pe Dinamo, nu aveam treabă cu ei, și a mai dat un gol, 3-1. Și la 3-1 ne-am dus să ne bucurăm toți pe mare. Și a venit și el de pe bancă, a călcat greșit pe acea bordură care era, despărțea pista exact, de suprafață de joc și a făcut o fractură de metatarsian. Nu pot să ce. Fractură de metatarsian? Și de atunci glezna praf, de atunci... Denis, bun, la fel Nilsson 2 în finala de cupă și el trebuia să plece la Lyon, dacă nu greșesc. Și cu Petrache. Era ultimul meci. Când i-a mișcat mingea și a venit cu talpa. Și a venit cu talpa. Cine-ți mai ia jucători? Adică când tu vezi că jucătorul ăla nu-ți mai joacă 4-5-6 luni. Îți dai seama că am fost în teren când am auzit piciorul lui Ardeleanu care a făcut trosc. Bun, bietul Ardeleanu nu trebuia să plece nicăieri, dar s-a întâmplat. Dar la fel toți bietul îi spune, dar n-am știut povestea asta cu Denis. Deci și-a rupt pe Tatarsianu de la o bordură, a călcat încă o bordură și Glezna, a venit de pe banca de rezervă. Da, păi era schimbat. Cu echipierii. Deci nu mai știu cine, Stochiță sau Țiță Dumitriu, auzi la că îl schimbăm, ca să, că pleacă copilul. Pleacă băiatul. Da. Zic, să-l protejeze. Da, să-l protejeze. Și uite bă, că... cum e după accident? Cât e grea revenirea? Foarte greu. Sincer, din toate punctele de vedere. Tu te luți cu tine însuți. Pentru că, în afară de preparator medic, nu o să mai fie nimeni lângă tine. Dacă ai o accidentare cu ligamente sau altceva, vă dai seama că trebuie să stați 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni și așa mai departe. Și e greu. Recuperarea e cel mai greu. Pentru că trebuie să fii motivat în fiecare zi, să te duci la recuperare. Dar tu fii singur. Și tu fii singur și hai știi... Ești din programul timp, echipei. Auzi, cât timp am să revin? 6 luni. Păi, și tu trebuie să te duci zi de zi. Zi de zi să muncești. Câte 2-3 ore la dar sală. Dar frica de durere cât e de mare? Frica aia de durere. Acum depinde fiecare jucător în parte. Uite, și eu am avut o accidentare mai gravă așa cu glezna. Întorsă. Cât ai stat? Normal, eu trebuia să stau 6 săptămâni, stăteam 3 jumate, 4 intram, nu mai aveam. Adică nu aveam frică. Jucam cu durere și... Asta de 6 săptămâni, nu, sunt alea cu picioare rupte, n-a, alea sunt... Dumnezeu, ligament, te-a ferit coală. Dumnezeu, nu te accidentări. Da. Dar ce mai vorbeai cu colegii tăi? E frica de durere? Păi normal. Că uite, mă uit la colegi, îl văd că e reținut. Da, uite, vă dau un exemplu. Da. Și... Da. Sunt mulți jucători care o să spun că așa e. Mirel, avem după accidentare. 7 luni de zile. La fel, cu frică, cu teamă. După aia gravă de la campionatul european, meciul cu Italia, spre cu Italia, finalul meciului cu Italia, da. E, atunci l-am văzut și am zis, Doamne, sper să nu am avut accidentare. E greu, e deci foarte greu să-și devin. Deci până și pe neînfricatul capitan era frică? Da. L-ai văzut? Da, intra cu teamă. Nu mai era Mirel, care știam eu, dar după mai multe antrenamente, ușor, ușor și-a revenit. Să-și revină.